Ediția 2015-2016 a Cupei României la fotbal va debuta în Sălași duminică, zi în care sunt programate cele 10 partide din cadrul primei etape. Asociația Județeană de Fotbal Sălaj a programat duminică prima etapă din ediția 2015-2016 a pe României, faza județeană. 10 partide vor avea loc duminică în cazul primei faze, urmând se evolueze doar echipele din Liga 5 În cazul primei runde sunt programate jocurile Someșul Letca cu Someșul Gâlgău, Năprădiana Năpradia cu Someșul Someș Odorhei, Cetatea Almașu cu Agronova Dragu, Barcău cu Stejarul Sâg, Largiana Românaș cu Recolta Griș, Steaua Cozniciu cu Ase Zăman, Venus cu cu frăția Măieriște, interpericei cu Chemer Camer, luceafărul Valcău cu sportul 2 șimleu și olimpii Gârceiu cu voința Horatu Craznei. Partidele se vor disputa într-o singură manșă pe terenul echipelor mai slab cotate. Câștigătoarele celor 10 meciuri se vor califica în faza a doua Cupei României, programată duminică 2 august. În această fază vor intra în competiție celelalte formații din Liga 5 -a, dar și echipele clasate pe ultimele locuri în Liga 4 -a. În competiție ar fi trebuit să se înscrie și trei formații noi, Unirea Benesat, Progresul Păușa și Minerul Letca, dar în cele din urmă niciuna nu și-a mai arătat intenția de a juca anul sezonal Cupe României. Toate jocurile din cadrul primei faze sunt programate duminică la ora 18.